Bună ziua, mulțumesc mult pentru prezență, că sunteți alături de noi astăzi la organizarea primului eveniment dintr-o serie pe care vrem să o facem în următorii ani. Eu am să vă prezint un pic ideile și proiectele fundației noastre și cum, plecând de la aceste idei ale noastre, am ajuns să dezvoltăm acest proiect AgroSilvic, un proiect de cercetare, așa cum a spus și colegul meu Mihai Enescu, pe care îl derulăm lângă Craiova. Câteva cuvinte la început despre fundația noastră. Noi ne-am înființat în 2019 cu obiectivul de a crește suprafețele împădurite din România. Am lucrat foarte mult cu proprietarii de fond forestier. Am încercat să intervenim acolo unde au fost probleme de regenerare a pădurii, unde proprietarii nu mai aveau fondurile necesare din cauza doborâturilor de vânt sau incendiilor de pădure sau alte probleme. Până acum am plantat aproape 1.150.000 de puieți pe 281 de hectare. Am ajutat 37 de comunități, iar la evenimentele noastre au participat aproape 2.700 de voluntari. Mai departe, proiectul pe care ni l-am propus a fost să facem pasul următor și să promovăm în cadrul societății românești rolul pădurii în ceea ce privește schimbările climatice. Am observat că există o deficiență, dacă vreți, de comunicare în acest sens. Se știe la nivelul societății foarte puțin și se discută foarte puțin despre schimbările climatice, ce efect pot avea schimbările climatice și care este rolul pădurii, cum ne pot ajuta pădurile să luptăm activ cu schimbările climatice. Da? Pădurile ocupă locul 2 pe tot ceea ce înseamnă captarea și stocarea dioxidului de carbon din atmosferă, da? Acel gaz cu efect de seră, da? Care produce schimbarea climatică. Sigur, nu este singurul, sunt și altele, dar dioxidul de carbon este de departe cel mai răspândit gaz cu efect de seră, da? Care produce schimbarea climatică și este generat de industrie, transport, da? Tot ce înseamnă folosirea combustibililor fosili. Pădurile și alte ecosisteme naturale sunt cea mai bună și cea mai rentabilă tehnologie pe care avem în momentul de față de a capta acest dioxid de carbon. Sigur, există și soluții științifice, da? Dar sunt foarte scumpe, la rândul lor consumă energie, iar pădurea este ceva ce avem la îndemână, nu este scump, este ușor de folosit, trebuie să plantăm cât mai mult și atunci arborii și pădurea își vor face treaba. Bun, ce proiecte ne-am propus în acest sens? Creșterea suprafețelor împădurite din România. Aici ne dorim să dezvoltăm și proiecte de migrație asistată a pădurilor, da, având în vedere schimbările pe care le-a prezentat și domnul profesor, care se vor întâmpla în anii următori. Să încercăm să venim poate cu specii din sudul Europei, de exemplu, mai rezistente la secetă și la noile condiții, să le aducem și să le promovăm aici, și sistemele agrosilvice, da, care au un rol și o să explic acum direcțiile pe care le are fundația noastră și cum se mulează aceste sisteme agrosilvice pe direcțiile și obiectivele fundației noastre. Păduri pentru carbon, da, am spus deja, pădurile stochează dioxid de carbon, iar sistemele agrosilvice, da, vor face același lucru. Pădurile pentru sol, cu ajutorul arborilor putem menține fertilitatea și umiditatea solului. Lucru pe care deja le-ați auzit de la domnii profesori mai devreme, pot fi realizate, da, plantând arbori împreună cu culturile forestiere. Păduri pentru ape, da, pădurile prin evapotranspirația lor favorizează precipitațiile, mențin umiditatea în sol și pânza freatică. De asemenea, un rol foarte important pe care l-au pădurile și implicit sistemele agrosilvice, v-am spus, se mulează pe fiecare obiectiv al nostru, menținerea biodiversității. Da? Ați văzut în prezentările de mai devreme despre perderele forestiere, ce lor important au acestea pentru biodiversitate. Și, evident, în cele din urmă avem și comunitățile. Da?
impactul pe care îl vor avea sistemele agrosilvice și pădurile pentru comunitățile locale, rolul lor economic. Situația pe care am abordat-o, situația oarecum critică la nivelul societății românești, este aceea că, potrivit unui raport al Curții de Conturi, 10,5 milioane de hectare de teren din România au un risc foarte ridicat de degradare prin aridizare și posibilă deșertificare. Da, majoritatea terenilor se află în zonele de sud ale României, Câmpia Română, Podișul Moldovei și parțial Dobrogea. Da, ce s-a făcut în ultimii 20 de ani? 1021 de hectare, terenuri degradate, au fost împădurite și introduse în fondul forestier, 406 hectare de perdele forestiere, 35% din suprafața funcțională este irigată. Da? S-au făcut pași, însă noi credem că prin proiectul nostru de sisteme agrosilvice vom contribui în acest sens. Bun, așa am ajuns împreună cu colegul nostru Mihai Enescu să, plecând oarecum de la ideea cum putem extinde pădurile mai mult în zona de câmpie, da, și cum pădurile ar putea ajuta agricultura din zonele afectate de secetă, să facem o mică cercetare, să vedem ce se întâmplă și în alte state din Uniunea Europeană, ce fac vecinii noștri și așa mai departe, și am descoperit că momentan sunt multe la nivel de cercetare, multe experimente, să se vadă exact care sunt speciile care conlucrează, și așa a apărut și ideea noastră să demarăm acest proiect lângă Craiova. Da? Interacțiunea dintre arbori și componente ale agriculturii pot fi importante în mai multe privințe, da? Pe câmp unde copacii și culturile sunt cultivate împreună, în ferme unde copacii pot oferi furaj pentru animale, combustibil, hrana, adăpost, și peisaje unde utilizările terenurilor agricole și forestiere se combină în determinarea furnizării de servicii ecosistemice. Bun, proiectul de la Cârcea este un proiect de cercetare, cum am spus, iar aceasta este prima conferință în care vrem să lansăm acest proiect. Sperăm că în anii următori, și nu doar sperăm, cred, suntem și siguri, vom putea arăta rezultate mai concrete pe măsură ce arborii cresc. Obiectivul, da, fiind acela de a oferi soluții fermierilor români. Ce rezultate așteptăm și ce ne propunem cu acest proiect de cercetare este să oferim, pe de-o parte, fermierilor un manual de bune practici, da, ce specii pot fi folosite, cum se plantează și așa mai departe, cât și mediului academic, prin articole academice care vor apărea în urma acestor cercetări. Da, despre zona v-a vorbit și colegul meu, unde partenerii de la Hortinova, care le mulțumesc și eu pe această cale că au decis să lucreze cu noi, ne-au pus la dispoziție terenul lor să facem aceste cercetări, și împreună cu ei, după cum vedeți, am montat la fața locului tot felul de sisteme de monitorizare, senzori în care monitorizăm exact impactul pe care îl au arbori asupra culturilor agricole pentru zonele irigate, altele care nu sunt irigate și așa mai departe. Plantăm un mix de specii, de arbori, să vedem cum funcționează împreună cu culturile agricole. Și ce mi-aș dori este ca în următorii ani chiar să veniți la fața locului, să facem aceste evenimente acolo și să veniți să vedeți cu ochii voștri ce înseamnă un sistem agrosilvic. Mulțumesc mult pentru că ați venit aici, că ați fost alături de noi, și sper să ne mai revedem și în anii următori.